Lilia Dabija, care până la data de 17 iulie a ocupat funcția de ministru al infrastructurii, a revenit în aceeași zi, conform procedurilor legale, în funcția de secretar general de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ulterior, ea și-a anunțat demisia. Decizia privind demisionarea din funcția de secretar general a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Totodată, executivul a aprobat numirea a doi secretari de stat la același minister. Este vorba de Ana Mardare și Mircea Păscăluță. Noii secretari au fost numiți după ce Guvernul a acceptat demisia lui Ghenadie Marian și Natalia Ieremie.